vindecare. Că tot vorbim asta. Ce e, frate, vindecare? Vreau să mă vindec, vreau să mă fac bine. Ce înseamnă? De ce vreau să mă vindec? Ce înseamnă starea de nevindecare? Ca să zicem așa. Așa, să facem și o mică tehnică de lucru cu o anumită parte din noi, pentru că toți, din punctul meu de vedere, toți avem o parte din noi responsabilă, pe care nu știu câți o conștientizăm, care se ocupă de vindecarea noastră, automat, chiar dacă noi nu vrem, ea se ocupă. Și hai să începem un pic să discutăm de vindecare. Ce credeți voi că înseamnă vindecare? Ceva ce nu convine industriei farmaceutice. Foarte bine, îți mulțumesc, Florin. Deci ce înseamnă vindecare? Că spune, bă, vreau să mă vindec. De ce vrei să te vindeci? De ce putem? De... Eu am scos, m-a distrat chestia asta, să scot definiție. Am fost foarte haios. Am luat definiție de dicționar. Și chiar m-a distrat abordarea. A vindeca, a scăpa sau a face pe cineva să scape de o boală. A se face sănătos. A se însănătoși, a se tămădui, a se lecui. Despre o rană, a se vindeca, se spune că a se închide sau a se cicatriza. Deci, practic, să nu mai existe. Într-un sens figurativ, a se vindeca înseamnă a face să dispară, să înceteze o suferință morală, o supărare, un dor, etc. În altă accepțiune, a deveni sănătos, a se îndrepta, a dispărea în urma unui tratament. Deci e ceva care, în momentul în care se vindecă, dispare. Cum? Nu se știe. În urma unui tratament, zic unii. Așa? Iar chestia cea mai tare care mi-a plăcut a fost a reveni la starea normală. Ce e starea normală? Care e normalitatea? Ce înseamnă stare normală? Și am căutat și definiția stării de sănătate. O definiție foarte interesantă. Starea unui organism la care funcționarea tuturor organelor se face în mod normal și regulat. Ce înseamnă normal? Firesc, fără efort. Exact. Exact. Depinde de la individ la individ. Exact. Deci, până la urmă, vindecarea și ca să luăm așa, nu se poate da... Deci, am ajuns la concluzia și am și citit chestia asta și am studiat treaba asta. Nu se poate da o definiție a stării de sănătate. Se poate da doar o definiție a bolii. Sănătatea este absența bolii. Deci, n-ai ceva care te deranjează, atunci ești bine. Ești ok. Ești sănătos. Ai ceva care te deranjează, e buba. Deci starea de sănătate, până la urmă, nu prea putem să o definim, nu prea știm ce e cu ea. Putea să fim bolnavi și fără să ne deranjeze? Da. Suntem bolnavi sau nu? Nu ne deranjează într-un mod vizibil. Nu ne deranjează într-un mod vizibil. Dar de deranjatul ne deranjează. Într-un fel sau altul. Sau nu poți. Exact. Deci ai o stare de disconfort, dar nu știi ce, de unde. O luăm practic un dezechilibru. Exact. Starea naturală e echilibrul organismului și dezechilibrul Exact. Aici vreau să ajung. Că de fapt vindecarea sau starea de sănătate înseamnă ajunge la o stare de echilibru. Echilibru înseamnă o stare de armonie a ființei, a organismului, o stare de bine. Eu așa aș vedea-o și așa aș defini-o cumva sănătatea și starea
de care ei tot vorbesc și care spun că este vorba de o stare normală. Normalul, din punctul meu de vedere, nu prea are sens, pentru că normalul ține de spațiu cultural, geografic, istoric și așa mai departe, de unde facem parte, aș spune mai repede de firesc, de natural. Pentru că dacă aici e ceva normal, în Japonia acel ceva poate să fie total anormal, sau în America să fie adeptul friki. Deci până la urmă e vorba de natural, de starea naturală, de o stare de bine, o stare de armonie a ființei. Din punct de vedere corporal, deci fizic, de funcționare, cum ziceau ăștia la un moment dat, a tuturor organelor și așa mai departe, mă rog, care le avem sau nu le mai avem. Așa. De care știm. De care știm, exact. De care le conștientizăm. De o armonie și de o funcționare naturală și normală a gândurilor noastre, a stării noastre mentale și a stării noastre emoționale, care, de fapt, până la urmă, este buba și centru care generează, într-un fel sau altul, restul. Și, în final, ceea ce unește toate aceste aspecte, deci corporal, mental și emoțional, partea spirituală, partea care reprezintă spiritul, care unește și care este, din punctul meu de vedere, legătura, link-ul dintre toate aceste trei, să zicem, aspecte pe care, să zicem, didactic le împărțim așa, când de fapt ele sunt interdependente și una fără alta sau... Una generează alta și tot așa e ca o pisică aia care se învârte jurul cozii și la un moment dat să te ia coada ca să facă ceva. Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi să fie sănătos? Unii vor fi sănătos cu capul, alții vor cu corpul, alții cu mintea, fiecare în felul lui. Așa că vă invit pe fiecare să reflectați ce înseamnă pentru voi starea de sănătate și ce înseamnă pentru fiecare dintre voi actul de vindecare. Ce înseamnă când spune sau când vă doriți să vindecați ceva? Sau să vă însănătoșiți legat de ceva, de un aspect din viața voastră? Fie că e vorba de un aspect fizic, de o boală, de ceva, fie că e vorba de un, nu știu, o suferință, un dor, cum ziceau ăștia, o melancolie, o piticel, ceva, orice. Deci fiecare trebuie cumva să... Cred că e important să ne descoperim o proprie definiție a acestei stări, a acestor concepte. Să știm, bă, ce vrem noi de la noi și de la viață, de fapt, când cerem ceva cuiva și undeva. Sau când vine cineva și ne cere, băi, vreau să fac bine. Unde? Și cum? Sau pe unde? Ce vrei tu, de fapt? Cred că e foarte important să putem, în primul rând, noi să răspundem cu noi la aceste întrebări. Și cu atât mai mult cu cât aici suntem și câțiva care, și că ne ocupăm de aceste aspecte, să știm noi cu noi, că și dacă știm noi cu noi, apoi știm cum să punem problema și în fața celorlalți. Bă, ok, ce vrei tu? Poate eu nu pot să fac asta, adică ce vrei tu, eu nu știu să fac, sau n-am abilitatea, n-am competența, n-am știința să fac chestia asta. Cred că e important să ne răspundem puțin la aceste întrebări. De asta e și motivul pentru care am vrut să aduc în această temă în discuție vis-a-vis de vindecare. Ce înseamnă vindecare? Starea de vindecare? Și ce înseamnă starea de sănătate pentru fiecare dintre noi?